N-aveți cum. Tresură, da? În tresură, o celebritate. Uitați-vă pe ecrane. Vedeta e din 1697. Atunci a apărut motanul încălțat. A întrebat și Daniela, cine e că nu-l cunosc? Motanul că... Da, s-a născut cu motanul s-a născut cu televizor color. Nu știe, mă, nu știe. Motan. A întrebat. A crezut că e din Ice Age. Doamnelor și domnilor, motanul încălțat, cine e vedeta? Motanul încălțat vine la Revelionul 2020. Bine. Doamne, domnișoară, azi că nu intre în tresură. Părinte. Excelentă mască. Gata, știu. Extraordinară mască. Florin Piersic. Tu zici că e Florin Piersic? Că Florin Piersic. Cum ai romit că Florin Piersic? După înălțime, Florin Piersic. Da, da, da. Irina Login e... Ovi Seleși. Excelentă mască. Mamă, ce mișto. Ovi Seleși, că e prea înalt pentru zi. Mamă. Ovi Seleși. Da, nu există îndoială. Eu m-am prins de masca asta după picioare de când era în interiorul trăsurei. Nu mă păcălești după poziția picioarelor. Andrei Enache. Da, așa, că zice la ora la vrit. Andrei Enache. Care e Andrei Enache ăla? Cine e Andrei Enache? S-a făcut Andrei, nu mai e. Aurelian Enache. Aurelian Temișan. Cum Aurelian Enache, doamna la vrit? Temișan. Aurelian Temișan. Cătălin Tișan. Moroșan. Dorian Popa. Bă, Daniela, vino coace! Daniela, nu! Știi de ce? Da, vrea să se joace, Dan, ca șoarecele e și Cătălin pisica. Crișan când făcea culturism. Te prinde! Te prinde! Cine e vedete? Așa, cine? Dan. Arăpit-o! Dan. Asta e motan! Asta și bestie! Ești bestie pe scaun. Dan, e Cătălin Crișan când făcea culturism. Zi, Alex. Cătălin Crișan. Deci e bărbat cu siguranță. Florin Piersic. Nu sunt sigur. Ăsta e Temișan. Florin Piersic. Nu e Piersic. Silviu Biriș. Eu zic, bine, e Piersic dacă vreți. Eu zic că nu e Piersic. Cum e Piersic? E Silviu Biriș. Nu știu cum mă mai răzgândesc așa pe parcurs. Temișan. Oamenii din public. Publicul, ce zice public? Moroșanu? Moroșanu? Da. Moroșanu! Mai Moroșanu sau Dorian? Dan! Am Moroșanu sau Dorian? E Cosmin Seleși când cine făcea zice, fană. Cine zice Moroșanu mâna sus? Moroșanu! Cine zice Dorian mâna sus? Dorian! Ozana e cu Dorian! Aurelian Temișan! Temișan! Moroșanu! Moroșanu toată lumea, da? Cătălin Moroșanu! Perfect! Domnule Motan încălțat. Acum o să vorbească și o să vă dați seama cine e. O să vă ajute cineva. Tania, am nevoie de ajutorul tău. Ajutorul de mască e Tania Popa. Să rămână Tania. Oamenii ăștia l-au votat pe Moroșanu în spatele măștii motanului încălțat. Mamă, câte politețe la motanul încălțat. Andrețe are. Și acum ascultați vocea. După voce o să vă dați seama cine e motanul încălțat. Succes! Iubirea mea, m-am gândit ca să ieșim din plictisul ăsta cotidian, din monotonia asta a vieții de zi cu zi, să ne jucăm un pic. Bine, ne jucăm. Ce vrei să... De ce vrei să ne jucăm? Macau, Scrabble? Mamă, iubire, păi dacă voiam să ne plictisim, mă mai îmbrăcam în motanul încălțat, nu vezi că sunt îmbrăcat în mocanul încălțat? Bă, da, văd. Aș vrea
să ne jucăm niște jocuri de-astea, știi tu, de ochiate. Aaa, înțeles. Adică să fim altcineva astăzi. Altcineva? Păi și eu cine sunt? Păi tu ești tu, nu vezi? Păi și tu nu ești tu? Nu, eu sunt motanul încălțat. Păi și ce vrei, să te bagi încălțat în pat? Știi că nu-mi place chestia asta. Și ce vrei, mă iubire, să-mi dau ghetele jos și să ai o pisică în pat? Vreau, îmi dai una de ziua mea? Îți dau una dacă mă mai înțeleg, că mă... Iartă-mă, iubire, m-a luat flama. Aș vrea... Fii atentă, ia-te după mine, te rog, da? Aha. Bună frumoasă, te-am văzut la bar în seara asta. Ce bar? Cum ce bar? Barul în care erai mai devreme. Păi mai devreme eram la bucătărie, spălam aragaz. Nu, iubire, mă faci mișto de mine. Ne prefacem că eram într-un bar, da? Da, gata, am înțeles, ne jucăm, scutură, da. Scutură energia. Scutură. Reluăm, da? Bună frumoasă, te-am văzut în bar mai devreme. Vai, motanule! Dar ce făceai nebunatic o singuratic acolo? Ce să fac? Spălam aragazul. Băi, bine, lasă-l, Doamne, iartă-mă, dar aragaz. Dă-l în pisicii, mami, nu joacă-te cu mine aici. Deci te rog frumos, lasă aragazul. Păi de ce să-l las? Te duci tu să-l speli? Da, mă, îl spăl eu mai târziu, te rog, numai joacă-te cu mine acum, asta, da? Bine, bine. Deci o luăm din nou, da? Ah, bine. Te rog frumos, da? Aud, am altă idee ca să-ți placă și să intri în filmul ăsta cu mine, da? Hai, încearcă. Vrei să vorbim urât? Să vorbim urât, da, vreau. Urât așa, da? Vreau, da. It's all dirty to me. Oh, ți-aș rupe hainele de pe tine. Măi, nenorocitule! Tu care vrei să speli aragazul! Tu care niciodată nu l-ai spălat! Stop! Ce n-a fost bine? Iubirea mea, dă-l în mână, măsii de aragaz, că m-ai zăpăcit cu aragazul ăla. Bine, gata. Bine, facem cum vrei tu, hai. Poți să te concentrezi, te rog. Bine, mă concentrez. Relaxează-te un pic, scapă de energie, scapă de energie. Scap. Bună frumoasă. Ești cumva timidă? Ce mai nebunit eu timidă? Zi-mă că da. A, eu știu, da. Deci din nou, da? Scutură. Bună frumoasă. Ești timidă? Da. Așa, te-ai relaxat, da? Da. Bine, fii atentă, îți propun un joc nou. Zi. Asta trebuie să-ți placă. Hai să presupunem că... Ridică-te în picioare, să fie mai sexy. Eu sunt profesorul și tu ești eleva obraznică, da? Da? Ești gata? Ai da, înțeles? Un pic. Aha. Păi, ai înțeles sau nu? Da. Ești gata, da? Da, bine. Ce faci pe holul școlii Puștoaicu? Păi, ce să fac? Hai, mă, iubire, dacă și de data asta vrei să spui că vrei să speli aragazul, mă dau de la... Te rog! Concentrează-te un pic, da? Gata, nu mai zic de aragaz. Reluăm, da? Bine. Deci lasă aragazul, scutură. Bine. Bună, mititico, ce faci pe holul școlii? Ce să fac? Chiulesc. Dar de ce chiulești? Ești cumva o elevă obraznică? Trebuie să mă duc repede acasă, mă așteaptă mama. Dar de ce te-a chemat mama ta așa de vreme acasă? Să spăl aragazul, că e foarte murdar. Bă, iubire, dă-l mama măsii de aragaz, că-mi bag capul în el de aragaz și fac o prăjitură. Bine. Ne mai jucăm în seara asta sau... Spune-mi. Da, ne jucăm. Ok, scutură, te rog, scutură. Hai, mai încearcă o dată cu profesorul, promit, nu mai zic de aragaz. Profesorul din nou, da? Da. Bun.
Eu vezi că te surprind acum, da? Bine. Bună, Michi Pipo. Ce faci pe holul școlii? Ce să fac, chiulesc? Oh. Dar de ce chiuleștești cumva o fată obraznică? Sunt cea mai obraznică fată din clasa a treia. Bă, mă, vrei să mă faci cu capul, mă? Păi cum, mă, din clasa a treia, mă, că trebuie să ai 18 ani, mă? De ce? Pentru că așa e normal. Păi n-ai zis tu că nu vrei normal, că vrei anormal? Păi bine, vreau anormal, dar anormal legal. Bine, am înțeles, hai, gata. Păi nu mai, că nu, nici măcar asta, am încercat de 3 ori profesorul. Bine, nu mai fac cu profesorul. Deci nu mai profesorul, nu da? Nu mai, gata. Scutură. Am jocul perfect, iubirea. Zi! Fii atentă, te concentrezi, da? Da, mă concentrez. Deci tu ești o celebritate. Iar eu sunt un biet umil fan care vrea să facă o poză cu tine și să-ți ceară un autograf. Îmi place, îmi place, îmi place. Ah, ești pregătită, da? Sunt pregătită. Hai, radiază, scutură și radiază, scutură și radiază. Radiază, radiază. Sărut mâna, vai, dar de când voiam să vă văd. Doamne, sunteți mai frumoasă în realitate. Pot să fac și eu o poză cu dumneavoastră și să vă cer un biet autograf? Bineînțeles. Scoate-ți pantalonii și întoarce-te cu spatele. Normal. Nu înțeleg, mă. Păi nu trebuia să fiu o celebritate care mă place? Păi ce, nu mă vrei? Sunt! Păi cum asta ești? Că... Cine ești? Cum cine sunt? Păi cine ești, Benciu? Dacă mă... Păi mă, din toate celebritățile din lume, nu puteai să alegi și tu o femeie? Păi am vrut să fac compoziție, că femeie e simplu să fac! Păi noi ne jucăm aici de a... Înțelegi tu? E, și tu îți nu alegi... Nu mai, gata, nu mai înțeleg nimic. Nu mai îmi place. Ba, picior. Unde te duci? La bucătărie. Da, bine, atunci să speri și la gazul. V-ați prins! S-au prins cine sunt ei! Motanu! Motane! Motanile! Motanu! Cine-i profesorul? Motanul încălțat! Eu... Nu! Brânciule! Ce ți-a venit cu Brânciu? Nu știu, am zis ce mi-a venit prima la gură. Brânciu ți-a venit? Ce zice omul ăla acum? Sper că nu ne vede. După voce v-ați prins. Doamne, cât am râs. Rubi, a zis... Eu nu mai zic nimic, gata. Ați vrut să mergeți pe mâna mea? Eu m-am prins. Știu cine e. Zi Monica. Tania Popa. Cătălin Moroșanu, toată lumea vreo... Dane, ascultă o remarcă, numai puțin, ascultă o remarcă pe care o vezi odată la 100 de ani. Ce ai zis, Daniela? Ne-a plăcut mult, am râs. Aplauze! Deci eu! Ia, cum a râs? Ia. A râs, băi! Auzi, Dan? Montane! Ne-a indus în eroare și sabia, care sabie de ninja, nu de motan, are ca la noi la Craiova, adică nu e chiar floretă. Mă rog. Motane, demască-te. Tania, excelent, mulțumesc că ai fost cu noi. Tania, bravo! Motanule, Cătălin Moroșanu, după vorbele voastre, după spusele voastre, Rubi a fost singura care... Rubi a zis Dorian, Andreea, mulțumesc, ajută-ne. Excelentă mască și ochii ai ascuns. Cătălin Moroșanu, Andreea. Pariurile s-au pus înainte de a-i auzi vocea. Cine e motanul? Cine e motanul încălțat? Moroșanu n-are părul ăsta. Motanul încălțat este...